mici! În vlogul de astăzi vă voi vorbi despre bagajul de maternitate. E un subiect foarte mult dezbătut și multe dintre noi mămicile sunt foarte panicate atunci când vine vorba despre acest subiect. Nu știu exact ce ar trebui să-și ia la ele, nu știu câți bani ar trebui să dea la asistente în cazul în care nașteți la stat și nu știu cam ce ar trebui să conțină bagajul pentru bebeluș. Ei bine, eu o să încerc așa să le iau pe rând, să povestesc un pic despre fiecare și să fac o paralelă între spitalul de stat și cel particular, pentru că și aici bagajul diferă foarte, foarte mult. Ca să nu mai vorbesc că diferă foarte mult chiar și de la un spital la altul, în același sistem, de stat sau privat, depinde ce alegeți voi. În primul rând, documentele sunt necesare atât la privat cât și la stat și aveți nevoie de o copie după buletin și de buletinul în original, de o adeverință de la locul de muncă. De asemenea, aveți nevoie pentru spitalele private de o trimitere de la medicul de familie, pentru că cu acea trimitere beneficiați de o reducere. Și de asemenea, aveți nevoie și de mapa cu documentele pe care le-ați adunat de-a lungul sarcinii. Analize medicale, ecografii. Foarte, foarte important este să aveți la voi grupa de sânge. Asta în cazul în care nu o știți. Cam astea sunt documentele de care aveți nevoie. Acum o să trec la partea cu bagajul pentru mămică, care trebuie să conțină în mod obligatoriu două pijamăluțe. E bine să aveți două pentru că e foarte posibil să vă pătați, aveți foarte multe scurgeri și e posibil să vă pătați și cu mâncare, chiar pentru că o să fiți destul de neîndemânatice în acea perioadă și de aceea e bine să aveți de schimb. Eventual puteți să vă luați o cămașă de noapte cu o pijamăluță, dar multe mămici spun că pijamalele, adică bluză cu pantalon, le jenează la burtă, mai ales dacă cunoscut prin cezariană. Și de aceea preferă să-și iau o cămașă de noapte și e bine ca aceste pijamăluțe să fie cu nasturi sau să fie foarte decoltate, astfel încât să puteți alăpta. De asemenea, mai aveți nevoie și de două perechi de șosete, chiar dacă este vară, pentru că dacă nașteți natural, după ce nașteți, e posibil să vă fie foarte frig, să aveți frisoane puternice din cauza efortului pe care l-ați depus și atunci o pereche de șosete vă va prinde bine, ca să nu mai vorbesc în sezonul rece că sunt absolut obligatorii. Deși în maternități este cald, e posibil, repet, din cauza oboselii, a stresului, să vă fie frig și să aveți nevoie de ele. Așa că nu ratați să le puneți în bagaj. O să mai aveți nevoie de un halat, asta în cazul în care vreți să mă plimbați pe holurile maternității, ceea ce cu siguranță o să vreți acest lucru, pentru că nu o să stați numai în cameră, o să vă plictisiți teribil. Și mai ales dacă ați născut prin cezariană, este indicat să faceți cât mai multă mișcare chiar din prima zi. Prin urmare, halatul, care e bine să nu fie foarte gros. Doi la mână, trebuie să aveți niște chiloței, puteți să vă luați din aceea, eu le spun de babă, adică sunt mari, sunt comozi, pe care să puteți pune absorbantele de care aveți nevoie neapărat, absorbante cât mai mari, la fel ca și chiloții, da? Pentru că aveți scurgeri abundente și atunci trebuie să susțină să nu vă pătați. Puteți de asemenea să optați, în ceea ce privește lenjeria, pentru niște chiloței de unică folosință pe care îi puteți achiziționa de la farmacie, sunt foarte practici, foarte comozi și dacă s-au pătat, pur și simplu i-a aruncat și ați rezolvat problema mult mai simplu. Vă mai trebuie în bagaj o pereche de șlapi. Neapărat să fie din cauciuc, mai ales în spitalele de stat, băile nu sunt tocmai așa cum ar trebui să fie și riscați, dacă vă luați din pânză, să vă udați și nu neapărat de apă, da? Și atunci e bine să aveți o pereche de papucei de cauciuc și papucei e bine să fie cât mai comos pentru că e posibil să vi se umfle picioarele și atunci să vă simțiți bine, confortabil, să nu aveți probleme. Pe listă ar trebui să se mai regăsească eventual un sutien de alăptare, dar nu e neapărat obligatoriu cât stați acele 3 zile în spital, niște tampoane pentru sâni, asta dacă nu vreți să vă murdăriți bluza, pijamaua sau ce purtați voi atunci, și o cremă pentru sâni în cazul în care începeți alăptarea și e posibil ca sânii voi să fie mai sensibil și să irte chiar din primele zile. Ok, ajungem acum la trusa de igienă personală, care ar trebui neapărat să conțină o periuță și o pastă de dinți, un săpun, un prosop de față și de mâini, hârtie igienică. Pentru mămicile care nasc la stat, e bine să aveți și o protecție aceea pentru WC-ul. Sunt așa, de unică folosință și se achiziționează foarte ușor de la orice farmacie. E bine să aveți cu voi o forfecuță. Poate să rip o unghie sau poate aveți nevoie să dați o oață, un ambalaj de la ceva. E bine să o aveți acolo, nu când trece cine știe ce, să spuneți că vă incomodează sau vă ocupă prea mult loc în bagaj. De asemenea, e bine să aveți cu voi o cremă de mâini pentru că vi se usucă destul de repede mâinile din cauza deshidratării și un strugurel de buze pentru că poate deveni enervant, cum e acum la mine, mi se usucă buzele foarte tare, probabil tot din cauza deshidratării sau de la vântul de afară, așa.
E bine să aveți cu voi un pieptene, o perie, nu știu, depinde ce folosiți voi. O să vă gândiți, a, parcă am eu timp să mă piept în spital. Da, o să aveți, pentru că vreți să arătați cât mai bine când vine familia în vizită, pentru că nu să vreți să stați ciufulite toată ziua. Și e foarte bine să aveți și un elastic de păr, pentru că atunci când vă aduce bebelușul la pat, să nu vă vină părul în față, să vă incomodeze, să vă deranjeze și așa mai departe. Mai aveți nevoie, părerea mea, că nu aveți nevoie, dar e doar o recomandare, să aveți și o trusă de machiaj, minimul necesar. Un blush, un rimel, eventual un fond de ten, dacă vă place să vă dați cu fond de ten, pentru că în zilele acelea, oricum nu te simți foarte bine, mă refer la cum te simți în corpul tău. Ești foarte palidă, ești foarte obosită, e posibil să ai cearcăne, o să-ți se umfle picioarele de cele mai multe ori. Și atunci când vine familia sau vin prietenii în vizită, vrei să arăți bine, vrei să fii luminoasă, sunt primele tale poze cu bebelușul și pentru mine au contat foarte, foarte mult acele fotografii pe care să le am amintire. Și eu am avut o trusă de machiaj cu mine, mi-a plăcut foarte mult când au venit prietenele mele în vizită și mi-au spus că arăt foarte bine, că parcă nici n-am născut și asta îți ridică moralul, te ajută foarte mult și de aceea e bine să-ți reculați acolo 2-3 șmacuri cu voi. A, și nu uitați să luați cu voi și un deodorant. Ok, și ajungem acum la capitolul mâncare. Dacă nașteți la stat, e bine să aveți cu voi niște tacâmuri, adică o lingură, o furculiță, un cuțit, eventual o linguriță, o cană din care să beți apă sau ceai. De fapt, două ar fi bine să aveți, că dacă cumva cana cu ceai încă este plină, să aveți una și în care să puteți pune apă. O sticlă cu apă și e bine să aveți și un pai, pentru că sunt multe mămici care susțin că le e foarte greu să se ridice în fund și să aducă cana la gură și atunci preferă să aibă paiul, să poată bea direct de pe noptieră. Pentru plictiseala voastră, pentru că o să aveți timp să vă și plictisiți, dragi mămici, pentru că bebelușul doarme foarte mult în aceste 3 zile, e bine să aveți la voi telefonul cu care să puteți face și fotografii. Și dacă știți că telefonul nu face fotografii foarte bune, luați-vă cu voi un aparat foto. Să aveți niște căști, astfel încât să puteți asculta muzică sau să vă puteți uita pe internet fără să deranjați mămicile din salon, în cazul în care nu stați în rezervă single. E bine să aveți cu voi și niște reviste pe care să le răsfoiți. De obicei, reviste simple, nu știu, de bârfe, pentru că nu o să aveți energia necesară să citiți vreo carte foarte complicată sau știu eu ce roman. Deci e bine să aveți niște reviste sau integrame dacă vă place să completați rebusuri. Bun, și ajungem acum la bagajul pentru bebeluși. Care este cel mai drag? Și trebuie să aveți cu voi neapărat un bag de scutece. E bine să luați un bax întreg, pentru că oricum nu ocupă mult, dar fiindcă scutecele sunt micuțe. Și e bine să aveți cu voi să nu cumva să rămâneți în pană, nici nu poți să socotești, să spui, am, trebuie 7 pe zi sau 3 sau... Luați-l cu totul, credeți-mă, e mai bine. Aveți nevoie de o cremă pentru eritem fesier, pentru că e posibil ca bebelușul să irite chiar din primele zile. Să aveți cu voi și șervețele umede pe care să le puteți folosi atât pentru bebe cât și pentru voi. Și niște hăinuțe. Hăinuțe însemnând, e posibil să se murdărească și atunci e bine să aveți, nu știu, 2 badiuri pe zi calculate, oricum poți să plătești seara și să-l pui la uscat. E bine să aveți o jachetică sau un pulovăraș, o căciuliță, 2-3 perechi de pantalonaj și niște șosețele. Nu încercați să vă luați foarte, foarte multe, pentru că, repet, seara le puteți clăti, le puteți pune la uscat sau bănuiesc oricum o să vină cineva în vizită, vă mai poate duce haine de acasă în cazul în care se murdăresc prea repede. Ce mi se pare mie foarte important este cel pentru lactație. E bine să-l aveți cu voi, mai ales dacă nașteți prin cezariană, pentru că e posibil ca laptele să nu vină imediat. La mine, de exemplu, a venit în a 3-a zi când stăteam în spital și ei mi-au dat un ceai special pentru acest lucru, doar că nu mi s-a părut foarte eficient. Dar după aceea, când am ajuns acasă, am fost sfătuită de către o mămică, o prietenă de-a mea, să folosesc ceaiul de la DM, se numește Baby Love, cred, și s-a dovedit într-adevăr a fi eficient. L-am folosit, cred că, timp de 2 săptămâni, cu toate că deja aveam lactație, erau zile când cantitatea era prea mică și atunci, practic, mă folosim de acest ceai ca să cresc cantitatea de lapte. Ah, și mi-am amintit ceva foarte important. E bine să aveți cu voi în maternitate niște punguțe pe care să le puteți lega la gură cu ușurință, în care să puneți scutecele murdare, pentru că e posibil să nu vină cineva imediat să le ridice, și se creează miros, e destul de urât, mai ales dacă sunteți mai multe în salon, se adună foarte mulți pamper și... Nu. Să vedeți ce punguțe cu voi. Ce mi se pare mie foarte important și e un subiect pe care nu l-am văzut dezbătut pe niciun site, sunt banii pe care trebuie să-i aveți la voi, pe care trebuie să-i oferiți în primul rând asistentelor. Când să spun că medicului și anestezistului îi aveți puși deoparte, cam știți care sunt sumele, pentru că diferă și ele în funcție de oraș, de maternitatea în care nașteți, dar la asistente suma este cam aceeași.
Din câte am vorbit eu cu alte mămici, ar fi cam 5 lei de asistentă pe tură. Asta înseamnă că aveți nevoie de 10 lei pe zi, minim. Și e bine să le aveți mărunt, să nu stați să căutați. Deci duceți-vă la magazin, schimbați-vă, să aveți suficienți bănuți la voi. Mai ales că e posibil să trebuiască să le dați și asistentelor de la neonatologie care au grijă de cei mici. Și nu vă stresați la ideea că nu știți cum o să oferiți bani asistentelor, pentru că știu ele cum se iau bănuții. Prin urmare, nu trebuie decât să strecurați frumos în buzunar de la halat sau să le dați pur și simplu în mână. De asemenea, trebuie să întrebați la maternitate, doctorul care nașteți, dacă o maternitate va pune la dispoziție și kitul acela pentru anestezie epidurală. Majoritatea maternităților nu-l pun la dispoziție, el nu este inclus în pachetul de naștere oferit de către stat, de aceea e bine să-l luați de la farmacie. Și de asemenea, dacă v-ați hotărât să vă recoltați celule stem, nu uitați kitul acasă! Aceasta este lista pe care eu am gândit-o și am întocmit-o în urma discuțiilor cu foarte multe mămici, multe dintre ele fiind un prietene și povestindu-mi cam cum este nașterea la stat. Dacă nașteți la particular, de majoritatea lucrurilor nu aveți nevoie. Și cred că ar fi mai simplu să spun de ce aveți nevoie dacă nașteți la privat, și anume documentele de care am precizat, telefonul, încărcătorul și căștile. Și cam atât. În rest, vă sunt puse toate la dispoziție, pijamăluțe, halat, papucei de unică folosință, băile sunt foarte curate, nu aveți nevoie să vă luați protecție pentru WC-ul. Eu la Regina Maria am avut inclusiv periuță, pastă de dinți, săpun, gel de duș, șampon, absolut tot ce am avut nevoie, absorbante, chiloți de unică folosință, pentru bebeluși, la fel, hăinuțe și scutece, creme, ceaiuri, chiar nu s-a pus problema să-mi lipsească ceva. Și, în general, spitalele private vă sunt oferite la pachet toate. Și mai vreau să fac o precizare. Pentru mămicile care nasc la privat, vă rog eu din suflet, nu mai oferiți bani asistentelor și medicilor. De asta se cheamă sistem privat, de asta plătești o sumă pentru aceste servicii. Pe mine mă enervează teribil când merg la medicul meu la control și văd tătici și mămici cu pachetelul, cu sticla cu vin sau cu floricele sau cu un plic. Pentru ce? Nu plătim consultațiile, nu plătim nașterea, este absolut firesc să stați relaxate, să nu vă stresați. Ăsta este avantajul de a naște la privat și nu la stat, pentru că totul este asigurat și tu trebuie doar să te relaxezi și să te bucuri de cel mic. Cam asta este lista cu bagajul pentru maternitate. E bine să vă faceți o hârtiuță și să bifați-o, să tăiați de fiecare dată când ați adăugat ceva în bagaj. E bine să aveți de pe acum făcut bagajul pentru maternitate, pentru că niciodată nu se știe când se poate declanșa nașterea și nu o să vreți să fiți panicate și stresate atunci, o să fiți deja. E posibil să fi omis ceva din lista aceasta pentru bagajul de maternitate. Dacă voi aveți sugestii, nu ezitați să-mi lăsați un coment. Vă mulțumesc mult de tot că mă urmăriți. Spor la făcut bagajul și vă pup tare de tot. Mămici fericite să fiți! Dacă cumva aveți completări, vă aștept cu mare drag cu SMS-uri, cu mesaje. E foarte greu. Hai să aflu compatibilitatea cu soțul tău. E posibil să fi omis ceva din această listă dacă voi aveți completări. Eu n-am râs. Da, dar te simt cum stai. Stai, nu ezitați să-mi lăsați mesaje. Eu le aștept cu mare drag din partea voastră. Din partea voastră așa cu mare drag. Fericite! Nu pot! Nu știu să mai zic. Dacă e suficient, de ce vrei să mai zici ceva?